Bună ziua! Bună ziua! Am vrut să am astăzi o discuție cu aici la Roman, cu conducerea spitalului de urgență din Roman, pentru a afla problemele cu care se confruntă spitalul, care sunt nevoile spitalului și cum poate Consiliul Județean Neamț să ajute cu fonduri spitalul de urgență din Roman. Am avut o discuție bună cu doamna manager și cred că împreună putem să găsim soluții pentru a rezolva problemele de aici, de la Roman. Aștept în zilele următoare o solicitare, o adresă de la conducerea spitalului din Roman și Consiliul Județean Neamț, așa cum a făcut și anul trecut, va încerca să aloce fonduri suficiente pentru spitalul de urgență din Roman. Am vrut să văd cum s-au cheltuit banii și dacă s-au cheltuit fondurile alocate anul trecut, dacă în ceea ce privește computerul tomograf, Consiliul Județean Neamț poate să ajute cu ceva pentru a fi pus în funcțiune. Așa cum am spus, a fost o discuție bună și sunt convins că vom găsi soluții să sprijinim spitalul din Roman. De asemenea, am vrut să am o discuție cu managerul spitalului din Roman, să vedem dacă astăzi problema pe care o are întreaga omenire cu pandemia de COVID, aici la Roman suntem oarecum pregătiți, pentru că eu nu vreau să mă duc pe scenariul pe care îl spun unii politicieni, că noi la Neamț nu tratăm. Așa este, astăzi nu tratăm, dar dacă o să ajungem într-un grad, uitați-vă la Italia, care la un moment dat avea 700 de cazuri și în 12 zile au avut 10.700. Poate îmi răspund și mie oameni care se trezesc vorbind unde o să încapă atâția la ea, și atunci trebuie să vedem dacă noi putem să fim pregătiți să cazăm în caz de nevoie bolnavi. Noi la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, așa cum am mai spus, am pregătit un etaj întreg pentru asta. Doamna manager mi-a spus că și aici domnilor lor au pregătit oarecum parterul, un spațiu adecvat pentru asta, și să dea Dumnezeu să nu fie nevoie, dar noi trebuie să fim responsabili în primul rând, și că cred că e un moment foarte prielnic ca toți politicienii, toți, să tacă și să facă. Să nu mai discutăm și să nu politizăm sub nicio formă această nenorocire care s-a bătut asupra omenirii. De-aia rog și fac un apel la responsabilitate din partea tuturor factorilor de decizie din județul Neamț, să vorbim mai puțin și să încercăm să facem lucruri, să fim pregătiți dacă, Doamne ferește, va fi nevoie, și oamenii să știe că pot să conteze pe noi, că suntem responsabili și că ne preocupă această problemă 24 de ore din 24. Doamna director, vă mulțumesc mult pentru discuție și aștept de la dumneavoastră cele solicitate. Dacă dumneavoastră vreți să completați cu ceva, dacă... Da, după cum știți cu toții, principalul nostru obiectiv este creșterea calității actului medical, creșterea satisfacției pacienților, a aparținătorilor. Pentru a realiza acest obiectiv, într-adevăr, avem nevoie de sprijin și de finanțări. Și mulțumim tuturor celor care se implică și ne ajută cu aceste finanțări ca să realizăm obiectivul nostru. Concret, ați putea să ne spuneți ce ați solicitat domnului președinte să... Deci ne-am uitat pe o listă cu nevoile Spitalului Județean în ceea ce înseamnă dotarea spitalului din Roman. Este o listă trimisă la Ministerul Sănătății. S-au solicitat în jur de 7.600.000
parcă am văzut sumă de la Ministerul Sănătății. Așteptăm răspunsul Ministerului. Înțeleg că într-o săptămână vor da răspunsurile cu sumele pe care le alocă spitalelor din țară. Și așa cum știți, anul trecut toată solicitarea care a fost făcută către minister a fost aprobată. Vedem ce se aproba anul acesta și în funcție de asta diferența vom încerca să o asigurăm de la Consiliul Județean. Computerul tomograf este deja achiziționat unul și va fi pus în funcțiune în perioada următoare, m-a asigurat doamna manager. Am văzut un articol de la dumneavoastră că este un computer care stă în cutii, însă trebuie să înțelegeți că nu e un echipament care vine astăzi și imediat poate fi pus în funcțiune. Înțeleg că licitația a fost făcută inclusiv cu amenajarea spațiului acolo unde va fi instalat computerul, așa că și eu fac apel la un pic de toleranță în privința asta și pe viitoarea listă de echipamente care au fost solicitate de la minister se regăsesc alte echipamente care trebuie înlocuite. Aparat Röntgen pentru TBC, aparat Röntgen pentru ambulatorul de radiologie, pentru sterilizare autoclave, mașini pentru spălat ploștile, aparate de sterilizat aerul în sălile de operații, laparoscop, plus multe altele ca și listă. Mai sunt ecograf pentru radiologie și încă unul pentru ginecologie care să fie în ambulatorul de obstetrică ginecologie. Deci am înțeles că sunt și aparate noi, dar și de înlocuit pe cele vechi care nu mai sunt în față, și de înlocuit și pe cele vechi, da. Pentru chirurgie, pentru a porni acea endoscopie intervențională, domnul doctor Arbătescu are o listă cu aparatură pentru... De când este această listă? Un an, doi, trei? S-a îmbunătățit? Sau sunt câteva elemente pe listă care sunt de ani buni solicitate de dumneavoastră și nu ați avut? Ce a fost de ani buni a fost CT-ul. Restul se reactualizează lista. Și solicitările noastre ați mai făcut ca să fie asigurate aceste... Doar pentru CT. Restul, v-am zis, am cam realizat-o. Tot ce a fost solicitat anul trecut a fost aprobat și primite sumele necesare de la fostul guvern. Vom vedea anul ăsta dacă actualul guvern va aloca sumele pentru solicitările spitalelor din județul Neamț. Eu sper să le aloce, pentru că sănătatea oamenilor trebuie să fie prioritatea unui guvern și, așa cum am spus, suntem într-o situație în care toți factorii de decizie de la nivel guvernamental, județean, local, trebuie să fie responsabili și să aloce tot ceea ce solicită unitățile medicale. Dacă mai aveți și alte întrebări, dacă nu, eu vreau să mai fac un apel ferm către autorități să trateze cu maximă responsabilitate situația de astăzi. Vreau să fac un apel către toți cei care vin din străinătate și din zonele cu grad ridicat de infectare cu coronavirus să se anunțe sosirea autorităților și celor care se ocupă să gestioneze situația în care suntem astăzi. Este o obligație morală, este o obligație omenească, dacă vă spun așa, pentru că acest virus poate fi scăpat de sub control și se încalcă legea, sigur, dar toți trebuie să fim responsabili și cei și autoritățile, dar și oamenii trebuie să avem responsabilitatea și toți cei care află de cineva venit acasă, care nu a declarat și n-a intrat în autoizolare și carantină, să fie anunțate autoritățile. În privința asta, Spitalul Roman nu se confruntă cu vreun caz? Care este situația? Dacă sunt cazuri, datoria noastră este să informăm DSP-ul.
Și sunt cazuri, au venit la dumneavoastră să solicite analize? Noi, ca și conducători de unitate, nu avem voie să dăm spre presă dacă sunt sau nu cazuri. Nu cu nume, ca număr. V-am răspuns. Dar sunt pregătiți să faceți... Suntem pregătiți asta pentru scenariul 2, care este în momentul de față. În ce constă anul pregătirea asta? Adică sunt niște teste anume, e nevoie de o... Deci, dacă un pacient care este în izolare prezintă simptomatologie respiratorie, este adus la centrul de primiri urgențe, unde este pus într-un spațiu singur, izolat, personalul îmbrăcat corespunzător, cu echipament corespunzător, intră, adică medicul îl investigează, face ancheta epidemiologică, se recoltează analizele. Dacă el este cu simptomatologie respiratorie, cum v-a zis, se recoltează pentru COVID. Analiza respectivă este trimisă la Iași într-o cutie frigorifică, în condițiile date de lege, ajunge la Iași unde se testează și primim răspunsul în funcție de cât de repede se lucrează analiza. În toată perioada asta, pacientul trebuie să rămână la noi până când vine rezultatul. Cu ce tratament? Cu tratament simptomatic. Izolete la nivelul județului Iași există? Acele când transportat pacienții cu coronavirus? În mod normal, fiecare spital trebuie, dacă nu au, trebuie să facă repede aprovizionare pe situații de urgență, pentru că, așa cum am spus și în intervenția mea de zilele trecute, fiecare spital din județul Neamț trebuie să se adapteze situației de astăzi în ceea ce înseamnă posibilitatea ca această epidemie să explodeze. Și cred că trebuie să facă aprovizionare nu doar cu ce spune dumneavoastră, trebuie triplate, spun eu, stocurile de materiale pentru dezinfecție, trebuie văzut dacă avem suficiente echipamente care ar putea să ajute la tratarea bolnavilor. Într-un cuvânt, trebuie să fim responsabili, să ne pregătim pentru cei mai rău. Ați făcut ieri un demers către administrația locală în privința ofertei dumneavoastră de a reabilita populicarea Est. Când credeți, dacă se trimit documentele, că s-ar apuca de treabă cei care trebuie să intervină acolo? Da, deci ieri am făcut o adresă în urma hotărârii Consiliului Local de la Roman pentru a da în administrarea Consiliului Județean Neamț ocolitoarea Est a municipiului Roman. Am făcut imediat o adresă către primăria municipiului Roman să ne pună la dispoziție toate documentele solicitate pentru a putea interveni și imediat ce am toate documentele, în termenul cel mai scurt, Consiliul Județean Neamț va interveni și va reabilita în regim de urgență ocolitoarea Romanului. Imediat ce am toate documentele puse la dispoziție de primăria municipiului Roman, vom interveni pe centura ocolitoare. Ședința de Consiliul Județean o să o convoc de îndată. Aprobăm preluarea centurii ocolitoare a Romanului și imediat după ședința de Consiliul Județean vom interveni și vom reabilita complet centura Romanului. Avem bani, suntem pregătiți. Aștept doar ca primăria Romanului să îmi pună în regim de urgență la dispoziție toate documentele solicitate și noi, așa cum am promis romașcanilor, vreau să mă țin de cuvânt, noi vom reabilita în regim de urgență ocolitoarea Romanului. Aș vrea să vă întreb în legătură cu acei arbori seculari trăiesc pe drumul județean de la Gâdinț. Cine a dat dispoziție să fie tăiați fără respectare? Doamna, am văzut și eu subiectul în presă. Am trimis deja acolo pe cei de la Departamentul Tehnic al Consiliului Județean. Am înțeles că este și o anchetă a poliției. Imediat ce am toate informațiile puse la dispoziție, vă voi răspunde la întrebarea dumneavoastră. Cred că acolo n-aș vrea să mai exprim încă, dar cred că n-au fost respectate condițiile pentru a dobora acei arbori. Din ce știu astăzi. Și asta ar fi responsabilitatea cui? A firmei care efectuează lucrarea? Sau?
haideți să am toate datele la dispoziție și o să vă răspund. Cu siguranță voi comunica pe acest subiect. În privința subiectului APASER, nu s-a mai vorbit, lucrurile s-au liniștit, dar dumneavoastră ați cerut niște situații, niște analize. Am discutat și astăzi cu directorul APASER în timp ce veneam aici. Am văzut un articol în presa din Roman că a fost întrerupt furnizarea de apă. Astăzi l-am sunat pe directorul general APASER, mi-a spus că a avut o discuție cu primarul municipiului, intervin la o vană care a crăpat și mi-a spus că maxim 2 ore apa va fi furnizată. Din ce știu și știu, din momentul în care am intervenit atunci, am apelat la conducta de apă de la Timișești, municipiul Roman nu s-a mai confruntat cu sistarea apei. Încă o dată spun, mi-aș dori ca toți cei responsabili și oamenii politici de aici, de la Roman, să fie responsabili și să nu pună în cârca romașcanilor interesele lor politice și electorale. Este un moment în care, cel puțin din punct de vedere al epidemiei care afectează țara noastră și județul nostru, este un moment în care trebuie să uităm de politică, să fim responsabili și să facem administrație. Oamenii asta așteaptă de la noi, să vadă că suntem interesați, că ne preocupăm, că ne pregătim și că nu sunt singuri. Asta trebuie să facem cu toții și pentru asta eu, așa cum vedeți, sunt dispus să trec peste orice orgolii sau interese politice și să-mi dau mâna cu oricine poate să pună umărul ca siguranța cetățeanului și sănătatea nemțenilor noștri să fie în atenția noastră.